Domnilor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit, suntem la Gorjul în direct, alături de mine în studio sunt domnii Eduard Ledaru din partea ALDE Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Ledaru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, ne bucurăm și de prezența domnului Eduard Berca din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnul Berca, lăsați telefoanele, puteți să le puneți pe masă, nu ne deranjează. Nu o să bruieze cu absolut nimic microfoanele. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule Berca, întâi și întâi de toate, dacă vă deranjează faptul că nu ați fost nominalizat la șefia organizației municipale a Partidului Național Liberal? Nu, în niciun caz. Am spus lucrul ăsta fără discuție. A fost vot unanim în birou politic județean. Deci nu am nimic personal cu nimeni. Recunosc, mi-am recunoscut limitele. Asta este. Marcel Romanescu a fost testat. Totuși este o nominalizare. Urmează alegeri, un congres, sigur, da? Sigur, va fi o conferință județeană. Conferință județeană, da. La care intenționați să candidați? Sau ne-ați rămas împăcat cu ideea că am fost șef de organizație municipală, cum? Nu. Aici se impunea o decizie foarte clară între două, trei, chiar mai multe persoane, da? Ori noi cinci, dacă discutăm de cei care am fost prinși în sondajul din iarnă, am fost testați cumva față de electorat. Ori Marcel Romanescu, având o notorietate mai mare, o intenție de vot la momentul ăla mai mare, lucrurile din punctul meu de vedere sunt clare. Este dreptul lui de a fi nominalizat, da, fără niciun fel de eu știu, explicații colaterale sau alte comentarii. Este dreptul lui și îl recunosc. Faceți echipă cu dumnealui, e totul fără discuție. Vom stabili în cât de curând biroul local. Vă întreb pe dumneavoastră ca vechi liberal, nu fost, da? Pentru că dumneavoastră vă mențineți liberal, da. Vă auto-intitulați adevărații liberali, da. Dar ca fost membru a Partidului Național Liberal, e cinstită nominalizarea domnului Romanescu la organizația municipală? Oportună? Sigur, este oportună pentru Partidul Național Liberal. Am spus în condițiile în care Partidul Național Liberal va hotărâ să facă opoziție, într-adevăr, opoziție atât în Consiliul Local cât și în Consiliul Județean, nu doar să clameze faptul că face opoziție. Este neoportună această nominalizare pentru Marcel Romanescu și a greșit din punctul meu de vedere că a acceptat această funcție, pentru că la parlamentare, așa cum la locale a făcut campanie pentru un arbitru de fotbal, la parlamentare va face campanie pentru țața de la Dămăroaia și nu va obține niciun loc eligibil pe lista de parlamentare. Nici la Camera Deputaților și nici la Senat. Păi cine va fi pe locurile eligibile? Păi va fi probabil Dan Vâlceanu, Severus Militaru la Camera Deputaților și țața de la Dămăroaia pe locul întâi la Senat. Da. Aștia vor fi locurile. Și Marcel Romanescu a greșit, din punctul meu de vedere, că a acceptat să fie președinte la organizația municipală. Dacă n-ar fi fost președinte de organizație, ar fi prins alt loc? Adică i s-a dat această funcție un semn de hai, zici tu mulțumesc și stai acolo? Nu, i s-a dat această funcție, el mergând înspre această funcție, în speranța că va prinde un loc cel puțin semi-eligibil la parlamentare. Care ar fi trei sau cum? Care ar fi doi la Camera Deputaților sau unul la Senat, numai că nu va prinde niciunul dintre aceste locuri. Am înțeles. Da, acum n-ați stabilit candidații la parlamentare, deși spunea domnul Militaru că 15 august ar cam fi data limită de întocmirea unei prime liste, ca să zic. Deci, cred că știți și dumneavoastră, a fost președintele Vâlceanu în conferință de presă, a comunicat hotărârile care le-am luat în biroul politic județean, acela de a se începe, practic, o rundă de discuții, de negocieri, pentru că la parlamentare... Da, nu vor fi sondaje de opinie. Evident că nici nu au de ce să fie. Pentru că în momentul în care noi avem vot politic, da, contează foarte mult, în perspectiva mea, poate să fie și alte comentarii. În perspectiva mea și a multora din Partidul Național Liberal, contează organizația, contează activul de partid. Da. Că dacă ăla te susține, da... Hai să ne imaginăm că vin și îl pun pe unul care are nu știu cât în sondaj, da? Dar nu-l susține nimeni. Nu vine nimeni din spate cu suport. Din partid. Din partid mă refer, da. Și nu numai la Partidul Național Liberal, orice partid. Aici care... este o problemă. Nu este nicio problemă, pentru că, repet, alegerile parlamentare sunt alegeri. Dacă organizația nu susține cel mai bine cotat tu... Corect. Păi da, dar dacă n-a pus să discuți... Păi stați puțin, organizația trebuie să o consulți, da? Să rezulte un
candidat susținut de majoritatea. Nu o să fie toți de care acord. Se presupune că acea majoritate alege... Domnul Berca, ați făcut o greșeală la locale, n-a fost suficient? De ce am făcut o greșeală? Cu nominalizarea domnului Lupulescu. S-a dovedit că în urma alegerilor a fost o alegere nefericită, e clar. Asta dar e. Nu că am făcut o greșeală. Mergând pe aceeași premisă despre care vorbiți acum, pe regula strategia asta. Noastră a fost una în care niște care rezultate acum. Ale... Ascultați-mă și pe mine un pic, vă rog. Da. Niște rezultate ale unui sondaj, da? Indicau un anumit profil. Așa. Repet, da? Deci vă spun, am sondajul, vreți să-l discutăm, îl disecăm, facem ce vreți cu el. Dar eu vă spun că asta a fost concluzia. Exista un profil, pentru că niciunul dintre cei cinci, inclusiv eu, inclusiv Marcel Romanescu, în ziceți, în balanță, să zic, cu Florin Cârciumaru, nu câștiga. Și atunci n-am asumat un profil. Cei doi copreședinți, Vâlceanu și Barbu, au făcut această nominalizare care a fost votată cu majoritate de voturi în biroul politic județean. 4 sau 5. Împotrivă și abțineri au fost. Da? A fost votată candidatura lui Lupulescu. Inclusiv Marcel Romanescu a votat-o. Sigur și mie a scăpat. Așa. Da? Bun. Au votat-o. Singurul care s-a opus la momentul respectiv a fost Rotaru. Da, bun. Știm lucruri. Niculina n-a participat. A, da, chiar. Așa, da, deci știm lucrurile astea. Da, de ce să negăm evidențele, realitatea? Acum venim pe un vot politic, pe o campanie de activ, de organizație, în care organizațiile trebuie să se pronunțe. Bă, îl susținem pe Vasile. Eu, tu, o să fie 2, 3, 5, o să fie Marcel Romanescu acolo, o să fie Ban Vulceanu, Sever Militaru, Barbu, bă, nu știu. Iar cei care vor susține această campanie, care activul de partid care va munci, se vor pronunța. Eu îl vreau pe ăla, eu pe ăla, eu pe ăla și se va vota. Da, aici este clar, adică se în funcție de prietenii, atunci, de relații, nu-i vorba de prieteni, este vorba de ascultați-mă, deci atunci cum își vor da seama care e cea mai bună persoană? Da, cum își vor da seama? Este vorba de pregătirea, de capacitatea omului respectiv, de feedback-ul care îl dă către organizații, de suportul care l-a dat în trecut organizațiilor. Da. Deci sunt lucruri care țin. Și credeți-mă, da, asta se întâmplă sau a trebuit să se întâmple în toate organizațiile. Țin de bucătăria internă a partidului, care, din punctul meu de vedere, nu trebuie, eu știu, sau poate să fie comentată, dar trebuie luată ca atare. Da, e ca în orice altă organizație, în momentul în care ai o strategie, ai un management, cu ghilimelele de rigoare, răspunzi pentru el. Da. Da, asta i-am spus și lui Marcel Romanescu, am discutat, băi, din punctul meu de vedere, ești cel mai indicat, dar trebuie să-ți asumi. Cel mai indicat să fie șef la organizație. Absolut. Sau și candidat la parlamentare. Șef la organizația municipală. Da. Dar ți-asumi un target, ți-asumi inclusiv o candidatură. Îi dau cuvântul pe orice post. Dar cine vedeți la parlamentare? Noastră personal. Îți spuneți că fiecare în momentul de față, da, deci dacă aș face m-aș exprima în sensul, aș face doar o afirmație pur personală și n-am... Sigur, pur personală. Nu vreau să o fac, pentru că, repet, discuțiile astea se fac acolo în interior. Deci nu vreți să vă exprimați? Nu vreau să mă exprim decât în cadrul biroului politic județean. Domnule Rădaru. Există niște reguli nescrise, până la urmă, în politică, după care trebuie să nominalizez pe listă pentru funcțiile parlamentare la Consiliul Județean, la Consiliul Local. Președintele partidului trebuie să fie acolo pe listă, locul întâi. Sau dacă nu ocupă o altă funcție administrativă la nivel de județ și chiar dacă o ocupă, cu atât mai mult trebuie să fie pe listă. Nu poți, spre exemplu, să vii să spui că Dan Vâlceanu nu va fi locul întâi pe listă. Păi dacă ai face că dacă ai face lucrul ăsta, ar fi vedeți? Ar fi o nebunie. Cine a spus? Repet, dați-mi, domnul, dați-mi de acord, voie dar asta. Arătați-mi și mie o... Dan Vâlceanu nu va fi primul pe lista la deputați din partea PNL Gorj? Nu, repet, ce am întrebat eu, cine a spus acum, la momentul ăsta, sau până acum, că Dan Vâlceanu va fi primul? Cine a scos pe gură din membrii Partidului Național Liberal ideea asta? Deci nu va fi Dan Vâlceanu? Deci nu va fi Dan Vâlceanu? Deci cei care vor decide, nu suntem noi acum, nu este Eduard Lădaru, nu este Manuela Miseles, nu este Eduard Berca. Este organizația județeană a Partidului Național Liberal. Când se va decide lucrul ăsta?
în mod clar, dumneavoastră, uite, vă promit că veți fi prima, vă sun imediat cum se termină ședința și aș vă spun să fiu sunat în timpul ședinței, că până la finalizarea ședinței, credeți-mă deja, pe cuvânt că deja, o să buiască toate ziarele. Lucrurile vor fi tranșate la București. La București, da. Fără îndoială că Biroul Politic Național va valida acea listă. Sunt reguli nescrise, repet, nu pot să nu fie PNL, Gorghiu de la PNL. Reguli nescrise, de a stabili candidații și de a pune candidații la parlamentare. La general, nu poți să spui de Gorghiu și de Blagă că nu-i vei pune pe liste locul întâi undeva, pentru că este absurd. Înseamnă că tu n-ai încredere în președintele tău de partid. La fel și aici, Dan Vulceanu. Da. La fel și la alte, Dian Popescu. Nu poți să nu pui pe listă, pentru că dai senzație de neseriozitate. Sau domnul Borcan. Dai senzație de neseriozitate dacă nu vor fi pe liste. Există aceste reguli scrise în politică. Bun. Pe de altă parte, vezi importanța organizațiilor. Ai organizația municipală, care este la fel importantă. Ai un om reprezentativ în președinte al organizației municipale. La fel nu poți să-l neglijezi. Nu poți să vii în permanență că vor veni 10 oameni și vor spune ăsta e candidatul pe care noi îl vedem și pe care noi îl susținem. Pentru că, sigur, aceste profile care se tot stabilesc în urma sondajelor de opinie sunt unele standard, adică avem nevoie de un om corect, de un om cinstit, care să nu fure chestiuni valabile la nivel planetar. Adică toată lumea vrea un justițiar. Ideea e că tu trebuie să vezi persoana potrivită și să identifici în urma atitudinilor și acțiunilor pe care le întreprinde persoana respectivă, dacă se pliază pe profilul respectiv. Nu poți să fii, băi, nu ne pliem niciunul pe profilul ăsta și ei unul de pe stradă, hai tu să fii candidatul nostru undeva. Mai nu vreau să fiu rea, dar la PNL nu neapărat au luat unul de pe stradă, au luat unul din organizație, dar care nu a fost sondat, doar pentru că și l-a indicat robotul. Era ca și cum l-ar fi luat de pe stradă, pentru că în condițiile în care n-a ieșit în dezbateri publice, eu vorbesc de faptul că n-a ieșit în dezbateri publice, n-a avut nicio acțiune publică. Vor fi desemnați candidații, domnule Lădaru, scuzați-mă. Păi vor fi desemnați. Se va ține cont de regulile pe care vi le-am spus eu și de reprezentativitatea pe care o au persoanele care deci vor fi sondate, nici la dumneavoastră, pe liste. Persoanele care vor candida. Așa ca să ne faceți și noi. Nu cred că vor fi sondate. Deci cam aceeași regulă o să aveți și noastră la ALDE. După cum vi se pare, după om, după figură. Păi nu este, vor fi puși politicienii care au cea mai mare vizibilitate media, care au până la urmă, care au dezbateri în publică. Ați văzut și am văzut-o și eu pe pielea mea. Nu te votează oamenii dacă este nu să te merge cunosc. Pe premisa asta, domnule Lădaru, domnul Borcan are ce căuta pe lista dumneavoastră. Pentru că pe domnul este Borcan președinte și va fi știu, are o funcție, dar are o funcție și vreau va să fi zic pe că listă. Domnul Borcan de ceva vreme efectiv lipsește din spațiul media și din spațiul public. Unde este domnul Borcan chiar? Acasă. Nu știu exact unde este acum. Am înțeles, că nu, așa, vă întrebam da, era mai general, retoric. Retorică întrebarea. Oricum avem destui comunicator la ALDE și nu de asta ducem... Nu asta era problema, aveți, dar eu mă refer la domnul Borcan. Domnul Borcan, care este copreședinte și, conform teoriei noastre, sigur, merită un loc pe listele parlamentare și chiar eligibil. Sau semi-eligibil. Eu nu înțeleg cum e cu semi-eligibil ăsta, dar în sfârșit... Adică e un loc care e posibil să fie. Posibil în sensul că cam cât păi crezi că vei procent? Lua. 50-50. Cum? Deci barabara cum ar veni. Nu? Depinde în funcție de, până la urmă, cu locurile semi-eligibile. Locul 2 la PNL este semi-eligibil în condițiile în care nu veți lua 40% ca să aveți două mandate întregi de PNL-ul cum ar veni. Ca să ai două mandate întregi. Dacă ai 30%, e semi-eligibil pentru că nu știi cum vine redistribuirea de la nivel național. Să fie un procent dat. Vine pe redistribuire. Păi asta spun, depinde de noroc. Asta spun, de asta semi-eligibil. Dacă fac pragul electoral și întrevede o... ALDE va face pragul electoral fără absolut nicio problemă. Aveți rânduiale, domnule Berca? Absolut. De ce? Păi au fost rezultatele obținute la locale, care au indicat, nu neapărat discutăm conform de Gorj. Conform rezultatelor de la locale, ar face pragul. Nu discutăm de Gorj. Nu, la nivel național, sigur, că pragul așa, e la nivel național. La nivel național. Discutăm de problema care l-are în momentul de față Tăricianu. Cu Tăricianu. Asta un pic. Nu ziceți ho până nu săriți.
Adică, de imagine. Păi și domnul Moșoi a avut probleme de imagine și domnul Moșoi a fost ales. Haideți să nu discutăm de Moșoi. Moșoi nu este un președinte de partid. Nu este un președinte de partid și raportul... Păi nu, dar eu vreau să... Păi facem comparație, că vorbim de electorat. Dar nu faci comparație între președintele național al partidului și un candidat la primar de la Drăguțești, de la Gorj. Eu vreau să fac comparație pe electorat. Nu, eu vorbeam... Haideți să revenim la subiectul discuției, domnule, dar noi discutam de o părere a mea. Nu trebuie să mi-o împărtășiți. Păi de acord, dar nu trebuie să mi-o împărtășiți. Nu, de acord, dar vreau să vă întreb care e fundamentul în vedere alegerile locale. Vreau doar să o exprim într-un context al unei analize propria Partidului Liberal. Păi și eu v-am dat exemplu de oameni care au fost aleși. Nu dați mie, domnule, noi suntem acum puși în situația de a ne exprima păreri pe care oamenii trebuie să le creadă. Nu dați mie. Păi de asta vă combat, ca să nu mă creadă oamenii. Nu, combateți-mă, dar pentru auditori. Bun. Păi pentru auditori. Pentru că eu am părerea mea, să știți. Și Alina Gorghiu e un pic așa pătată, ca să zic, în toată povestea asta lui Tăriceanu și știți foarte bine legătura cu Bogdan Olteanu și așa mai departe. Bun, da, adică nu e chiar concret, plin ceva concret, adică cum să spun, și eu l-am cunoscut pe Bogdan. Nu, sigur că e chestiune de imagine. Domnul Berca, sunt chestiuni de imagine. Vorbeați de afectarea imaginii lui Tăriceanu. Așa este. Nu e nimic concret la Tăriceanu. Până justiția se va pronunța, Tăriceanu are probleme de imagine. Imagine care ar putea să o afecteze și pe Alina Gorghiu într-o mai mică măsură, sigur, din cauza legăturilor pe care le-a avut cu Bogdan Olteanu, care sunt de notorietate. Nu are rost să mai vorbim despre să facem din asta o chestie în care o faptă, dar presupusă de natură penală, e una, da, adică o luare de mită și alta de natură că ne-am cunoscut, am ieșit la cină la aia. Da? Este cu totul altceva. Bine, au fost și relații acum, de afaceri. N-a fost acum, haideți să... Relații de genul ăsta. Au fost afaceri între cine și cine? Între Alina Gorghiu și Bogdan Olteanu. Adică? Au fost parteneri în societate de avocatură. De avocatură, da. Păi, nu înseamnă relații de afaceri. Dar ce înseamnă relații de ce? Înseamnă un parteneriat, da? Păi da. O anumită direcție și probabil fiecare a avut ceva de afaceri, domnule. Păi de avocați, au fost avocați într-o societate de avocatură. Da, dar nu au avut unul de câștigat de la altul. Păi cum să nu, dacă eu am... Au câștigat împreună, asta e parteneriat. Nu este relație de afaceri. Păi tot una e. Păi dați-mi voie, haideți să nuanțăm. Tot una e. Nu e aceeași lucru. Sunteți avocat, nu pot să mă bag în chestia asta. Nu e același lucru. Ne uităm în Dex. Haideți să fim serioși, că e tot același lucru. Ne uităm în text. Haideți să ne întâlnim cu emisiunea, să trecem să depășim momentul ăsta. Bun, a fost în parteneriat. Mai cunosc limba română, așa. Da, nu e cazul să ajungeți la discuții de genul acesta, chiar nu e cazul. Dar nu e cazul să ne uităm în text. Păi de ce? Păi da. De ce? Vreau să sunt text ambulant? Nu, dar nu e cazul să ne uităm. Pe două picioare? Nu, dar ăsta era subiectul de discuție. Tăriceanu. Exact, ăsta era subiectul discuției, domnule Daru. Da, că au fost împreună și au luat bani amândoi. Au luat bani împreună. Ea și cu Bogdan Olteanu. Pentru ceea ce au prestat individual. Nu este relație de afacere. Și a ajuns parlamentar datorită lui Bogdan Olteanu. Asta este ideea. Tăriceanu consideră că este o victimă. A și declarat-o. Victima cui? Nu știu, din punctul meu de vedere am mai exprimat, dosarul penal a apărut imediat după ce președintele Klaus Iohannis a retrimis în Parlament legea energiei. Are legătură cu legea energiei promulgată în Senat cu mare ușurință datorită lui Tăriceanu? Imediat după ce a trecut și legea în Camera Deputaților, Klaus Iohannis a retrimis legea în Parlament și acum a început acest dosar penal. După cât? 8 ani de zile. Deci, haide să fim serioși. Nu poți să stai 8 ani de zile cu interceptările la dosar, cu dovezi că s-au scos bani din Bulgaria și să deschizi dosarul acu, taman acu. Să pleznească pur și simplu, exact pur și înaintea simplu, da. Alegerilor parlamentare. Pur și simplu, sigur că da. Deci ziceți că e cu dedicație. Păi, așa pare. Așa pare. Domnule Berca, așa pare și la PNL? Dar cum pare de la PNL? Pare justiție. Da, sigur că da. Noi nu ne-am exprimat niciodată în favoarea unuia sau altuia, nici măcar când discutam de membrii proprii. Da, întotdeauna Partidul Național Liberal în Parlament a votat pentru ridicarea imunității. Problema noastră este de ce, și întrebarea de fapt, nu problema, că până la urmă chiar nu ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă cu Tăriceanu, dar întrebarea este justificată. De ce tocmai acum? Nimeni faptele din sunt Partidul Național Liberal nu a comentat decizia instanțelor. Vorbim de efectul unei anchete înaintea alegerilor parlamentare. Asta da, e deci acolo este întrebarea. O altă treabă care nu ne privește pe noi, privește pe cei implicați,
Da, și rămâne să vedem în continuare care este... Poate că dacă... Vă dau un exemplu, da, favorabil. Dacă se va dovedi că este o plângere mincinoasă, da, nu că avem... Sigur. Da. Așa, poate că Tăricianu va ieși întărit din treaba asta. Peste 5 ani. Nu știu peste câți ani. Peste 5 ani. Nu știu, domnule Daru. Păi, acum depinde. Păi știm cât durează procesele. Păi sigur că știm cât durează procesele. Acum eu știu, poate că se dă o sentință sau se începe sau se dă neînceperea urmăririi și așa mai departe. De unde știți? Și aia nu peste 5 ani. Păi se dă peste 2 ani aia cu neînceperea urmăririi. Poate să se dă și în 2 luni. Păi nu se dă în 2 luni. De ce? Pentru că nu se va da în 2 luni. Păi ajutați-l pe Tăricianu. Păi nu l-ajutăm pe Tăricianu. Păi mergeți acolo, faceți poteca. Păi dar nu facem noi nicio potecă, domnule Berca. Lămuriți toate aspectele. Că parchetul că dumneavoastră... nu dă o sentință până nu se lămurește definitiv. O ordonanță, nu sentință. Sau ordonanță, cum îi spune. Așa-i. Da, aveți dreptate, scuze. Da, vedeți? Păi ce știu că greșesc, recunosc, spre deosebire de domnul Dar. Aș vrea să revin un pic la că nu care, ajungem... Pentru care parteneriatul generației a face același. Vă rog, da, să nu insistați pe subiectul ăsta, că nu, adică chiar nu e de interes de, pentru... Ține de dicționariu explicativ al limbii române. Nu este adevărat. Nu mai e important asta acum. Spuneți-mi, domnul Rușeț este un nume înaintat de colegul dumneavoastră, de președintele partidului, de domnul Dian Popescu, ca fiind potrivit pentru alegerile parlamentare. Candidat potrivit. Potențial candidat, da, posibil candidat la alegerile parlamentare. Se va discuta cu el și... Vă mențineți targetul de 2 deputați? Da, și un senator? Da. Domnule... Asta înseamnă că PNL va lua undeva sub 20%. Domnule Berca, care este targetul Partidului Național Liberal la alegerile parlamentare? 2 deputați și un senator. Și atunci Partidul Social Democrat de unde să mai ia 5 parlamentari? Prea balor. Să nu mai ia. Nu, acum vorbim serios. Ce părere aveți despre targetul pe care și l-a impus PSD-ul? 5 parlamentari, 2 senatori, păi, și 3 deputați. Din punct de vedere nu este absolut deloc credibil, cel puțin în ceea ce privește cei 2 senatori. Da, nu poți decât dacă PSD-ul va lua undeva la 70% la Senat să le ia și pe cel de-al doilea senator. Dar PSD-ul nu va lua nici 50%, nu va lua nici măcar 50% pentru un mandat de senator. Deci vor lua, dacă vor lua un singur mandat de senator, la redistribuire, este clar. Deci nu poți să vii să spui total penibil să spun așa că vei lua 2 senatori în condițiile care știi că îți trebuie 70% și n-ai cum să iei tu 70% în, nici măcar în județul Gorj, de PSD-ul s-a văzut foarte clar că scade. Deci nu se pune problema de așa ceva. S-au hazardat în declarații? Ce se întâmplă cu PSD-ul? Acum eu mă bucur că aud chestii de la astea scoase din gura unui aliat al PSD-ului. Vă înșelați că nu sunt aliat cu PSD-ul. Ba da, partidul dumneavoastră este într-un parteneriat cu PSD. Oarecum, da, dar nu. Semnat de Călin Popescu Tăricianu și de Liviu Dragnea. Nu există semnături. Dinainte de alegeri. Nu există semnături, nici măcar dinainte. Cum adică? O fi pus degetul. Că nu există niciun parteneriat. O fi pus nu degetul. Parteneriat. Și atunci declarațiile alea acum că susținerea permanență. Sunt discuții chiar și acum în sensul ăsta, dar nu s-a tranșat absolut nimic. Dacă se tranșa, atunci... Dar la Consiliul Județean funcționează. Și la Consiliul Da, păi funcționează păi local. Mai mult PSD-PNL decât cu ALDE. Cum adică PSD-PNL la Consiliul local? Aici așa funcționează, la Târgu Jiu, sigur. Nu credeam că la Bumbejiu, la... Și la Bumbejiu, sigur că da. Și la Târgu Jiu, da. Faceți mișto. Nu fac mișto, așa este. Stați să vorbesc. Cum adică? Păi da, demonstrați, adică trebuie să argumentați ce spuneți. Păi consilierii PNL votează alături de PSD braț la braț, nu pun absolut nicio întrebare. Poate că sunt în interesul cetățeanului proiectele despre care vorbiți. Mă îndoiesc că sunt în interesul cetățeanului. Se abțin doar așa anemic pe acolo ca să arate că fac un fel de opoziție și asta e. La urmă, este vorba de toate proiectele pe care, toate cele 47 de proiecte de hotărâre de Consiliu Local, inclusiv prin respectarea așa zisei cutume, că acum am aflat și eu că este o cutumă ca în ședințele de plen din Consiliul Local să nu se dezbată proiectele de hotărâre de Consiliu Local, că am văzut că s-a și respectat. Bun, se respectă în măsura în care acele proiecte de hotărâre au fost discutate în comisii. Dacă vin cu act, nu, vin la diverse cu alte proiecte, alea se discută, domnule Daru. Păi nu trebuie să vii la diverse cu alte proiecte decât alea care ți-au fost puse la dispoziție. Păi bun, eu acum vă întreb pe dumneavoastră dacă apucăm să discutăm proiectele în comisii.
Da. În ședința de plen îți exprim votul. Nu, mi exprim și punctul de vedere, că ședința de plen este publică. Și am voie, am voie să-mi exprim. Și ședințele de comisie. De acord, dar la ședințele de plen participă. Poate vine mai degrabă publicul decât vine la ședințele de comisie. A, și deci atunci dumneavoastră căutați să faceți imagine ședințele eu de plen. Eu caut să susțin punctul de vedere. Caut să-mi păi, dar puteți să o faceți, că veniți la doamna Manuela și spuneți. Nu, dar pe mine mă interesează să se vadă în ședințele de plen. Ce poți să faci în ședința de plen? Că nu poți să dai foarte multe detalii, doar să latri. Sigur că poți. Ba sigur că poți. Sigur că poți să dai foarte multe detalii. Sigur că foarte multe dacă detalii. Dacă studiezi proiectele de hotărâre de Consiliul Local și le coroborezi legislativ, există un regulament de funcționare, da? Care trebuie cât de cât. Da, eu sunt de părerea asta. Că... Așa, să terminăm bine, o ședință, să terminăm o ședință de Consiliul Local de 20 de minute, nu? 20 de minute. Domnule, păi dacă nu avem eu intervențiile cu Nino Săvoiu, cu Nino Săvoiu să terminăm în 20 de minute. Despre ce ați avut intervenții? Despre hotărârile de Consiliul Local. Care, domnule? Cele privind alocarea de fonduri pentru lucrări, cele privind alocarea de fonduri pentru biserică, păi la biserică cele privind alocarea... Împotriva am votat. Împotriva la biserică? Poate nu m-ați votat. Domnule, dar ați votat un singur proiect. Împotrivă. Două proiecte am votat împotrivă. Mergem, ne uităm în procesul verbal de ședință. Domnul Berca, nu mințiți. Deci ne uităm. Domnul Berca, nu mințiți. Eu am ridicat mâna și am votat împotrivă. Nu mă interesează dacă procesul verbal nu a consemnat faptul că eu am votat. Domnul Berca, nu mințiți. Dacă dumneavoastră cu PSD-ul ați falsificat procesul verbal de ședință, deci eu am votat împotrivă. Dacă în acel proces verbal votul meu nu este consemnat împotrivă, nu, dumneavoastră faceți tot felul de matrapa. Dacă dumneavoastră, dacă votul meu nu este consemnat ca fiind împotrivă. Eu o să fac plângere penală pentru fals și uz de fals. Deschide gura. Asta fără noi, mă, nu faceți deci, nimic. Dacă dumneavoastră ați aranjat ca în procesul verbal să nu fie consemnat deci votul meu împotrivă. Deci dumneavoastră și le spun și tuturor celor, să verifice procesul verbal. O să mă duc eu acum să verific procesul verbal și o să fac plângere penală pentru fals și uz de fals în condițiile în care votul meu nu a fost consemnat împotrivă la acel... Păi vă spun ce voi face. Vă spun ce voi face. Dacă dumneavoastră faceți tot felul deci de matrapa. Eu, cum să fac eu, domnul Prodădăr? Deci nu se poate. Eu sunt primar, votul meu a fost împotrivă. Nu puteți să-mi spuneți mie că nu am votat împotrivă. Acum poate este o confuzie, să ne înțelegem. E posibil. Domnul Berca, eu știu Berca, că am avut doar o poziție contra opoziție la proiectul contra. Care privea culmea alocarea unei suprafețe de teren investitorilor de 4 hectare, care să vină să dezvolte investiții, să angajeze un număr de oameni. Cu investiție de cât? Decât pe investiția, de investiția poate să de fie de 100 de mii de euro sau de 4 milioane de euro. Păi și dacă noi nu punem nu target pentru noastră, investiție, ce vine, să dăm ce target? Target pentru investiție, dăm 4 hectare așa, pur și simplu pentru o investiție de 20 de mii de euro? Cine a zis de tot 20 de mii de euro? Păi dar de cât va fi investiția, că nu-i prevăzută în proiectul de hotărâre? Păi dar nu-i treaba mea, domnul Rădan. Păi cum nu este treaba dumneavoastră că ați votat? Păi nu eu discut, să zicem că vine... vin doi, da? Vine Sumitomo care probabil o să vină la aia și face investiție de 2 milioane de euro. Așa? Aduce 60 de roboți, păi angajează 5 oameni. Păi de unde știți că va veni? Păi nu știu, zic și eu. Fac păi și atunci nu trebuia deci să punem dumneavoastră sunteți extrem de labil, că nu înțeleg ce vreți să vorbiți. Eu vreau să spun că trebuia pus target de investiție. Nu există să pun așa ceva nicăieri. O investiție de minimum atâta. Nu, domnule, dar pui minim pe angajări. Nu este adevărat. Păi de ce nu poți să pui minim pe target de investiție? Domnule, dumneavoastră dar de ce nu poți? Păi poate să vină unul să facă grădină și investește 20 de mii. Dar angajează 600 de zilieri. Îți dau un exemplu ca să pricepi. Păi nu poate angaja 600 de... Ba poate! Păi și lăsați pe ălea 4 hectare să angajeze. Domnule Daru, pentru mine este important ceea ce primește primăria. Păi ce dar locurile de muncă care se fac acolo... Păi dacă dumneavoastră le-ați dat pentru locuri de muncă, așa. De ce a spus minimum 100 de locuri de muncă și n-a spus minimum pentru că 600 de locuri de muncă? Vreau să vă detaliez, dar nu mă lăsați. Așa, detaliez. Da, vine Sumitomo, vă dau un exemplu de investiție. Da, pune o fabrică de 5 milioane de dolari, de euro, păi domne, aduce 6... Ce vrem. Ajuce, păi zic să ne hotărâm ce vrem. Daru. Dacă ați fi citit proiectul de hotărâre păi la care citit. Se făcea tranu. Păi l-am citit că era atașat. Așa, dar cu tot ce însemna în spate.
Păi, da, acel teren a fost oferit, eu cred că suntem într-o confuzie. Domnul Lădaru vorbește, ca de obicei, da, fără eu să sunt cunoască. Într-o confuzie, că eu nu, da, da, nu înțeleg. Deci, hai să vă povestesc, ca să știe și domnul Lădaru, că acel teren... Dumneavoastră acordați pe de o parte terenuri, adică votați pentru acordarea unor suprafețe, nu contează cât, ideea este să înființeze locuri de muncă. Și domnul Lădaru spune, bine, bine, dăm suprafețele astea, ok, dar... cât și ce beneficii avem după exact, asta vreau să vă detaliez. Nu este chiar o părere impertinentă a domnului Lădaru. Da, este impertinentă pentru că cunoaște. Asta dați-mi voie să vă explic. Deci acel teren a fost în discuția Consiliului Local de foarte mult timp. Este vorba de investiția care trebuia realizată, știm cu toții, da, de firma Nexans sau un dealer Nexans pe aici, da? Oamenii au venit, au discutat cu cei de la primărie, da? Au stabilit locul unde vor să-și amplaseze aceste 4 hectare, investiția lor, dar fără niciun fel de a comenta la dimensiunea investiției, pentru că aia ține strict, dar absolut strict de investitor. Nu vine ăla să dea socoteală câți bani e vrea el să pună acolo. Poate să pună 10 milioane de euro, poate să pună 100, e treaba lui. Da, pe mine mă interesează beneficiile care eu, administrație, locale le primesc. Dar care beneficii? Despre asta vorbim. Bun, beneficiile sunt următoarele. Da, vin din taxe și impozite locale, da, vin din cotele defalcate pe TVA și pe impozitul pe venit. Astea sunt banii care se întorc din investiția respectivă către Consiliul Local, da? Impozitul pe teren este foarte clar că are o anumită cotă. Există posibilitatea ca noi, și asta am făcut, să oferim un... minim de chirie, de redevență acolo, ca omul să dezvolte, să fie interesat, dar pentru mine, da, și vă indic să vă uitați în toate exercițiile bugetare, cel mai mare contribuție la bugetul local este din cotele de falcat de la bugetul centralizat, ale impozitului pe venit și din TVA. Da. Oamenii vând, da? Vânzând, producând și vânzând, există TVA. E, dacă se întâmplă să producă ceva, este în regulă, pentru că de obicei asta este problema. Produce, da. Asta numărul este problema. Persoanelor care sunt angajate este mai mare decât de desfacere. Vedeți, dumneavoastră, dacă vine unul și ce, știi ce, am și eu nevoie de 10 hectare. Dumneavoastră înțeleg că nu-l întrebați. Bă, dar tu ce faci cu hectarele astea? Vreau să fac o afacere. Dumneavoastră nu-l întrebați. Nu, dacă vine la și face parc de agrement acolo pe 10 hectare, păi angajează 15 oameni, știți, care asigură cam toată funcționarea. Spre cine sigur că încasările sunt vorba, mari, vă bucurați la Consiliul Local. Nu ne bucurăm pentru că redevența e 0,06, un euro pe an. Păi asta e ideea. Deci haideți să înțelegem, deci, să înțelegeți și noastră și vă rog frumos, nu denaturați. Explicați, da. Da, să înțelegem lucrurile astea. Eu consider că am înțeles ce vreți să spun. Așa, da, o investiție este dar o investiție. Dar prioritatea autorităților locale este de favorizarea înființării locurilor de muncă. Exact. Înțelegeți? Asta, asta este scopul. Păi asta și vrea acel proiect. Păi asta și dorește. Nu încălzește cu nimic, asta vestiți, și dorește acel proiect local. Așa, și... pe care noi l-am susținut și upgradat chiar, pentru că reducerea taxei la un euro pe an a fost o propunere, dacă mi-aduc bine aminte, lui Mihai Paraschiv la momentul respectiv. Dar poate să fie și la un leu pe an, nu e problemă, la un leu pe metru pătrat. Nu mă deranjează asta. Așa. Spre exemplu, în nu, și atunci... Pe mine mă deranjează. S-a stabilit target 100 de locuri la 4 hectare, adică domnule, un loc la 400 de metri pătrat. Vă dau un exemplu, hai să continui exemplu, dați-mi voie și sper că înțelegeți. Asta mă deranjează pe mine. Dacă noi am urmărit să se creeze locuri de muncă, trebuie să pun target de 1000 de locuri de muncă. Cine mai... Domnule, dați-mi orice investitor, 5 locuri de muncă sunt importante. De acord, dar eu nu pot să dau un teren de 4 hectare decât dacă aș avea 400 de hectare pe care le-aș putea ceva, da în continuare. Vă întreb de o întrebare și poate reușiți să mă lămuriți. În momentul în care dumneavoastră faceți o încredințare, da? De teren, nu știu, pe câți se ani faceți? Licitație, licitație acolo, da. Chiar nu puteți să discutați cu investitorul, să vă explic ce vrea să facă, să vă spună proiectul. Deci asta era ideea. Păi, dar nu poate să facă altfel, doamna. El trebuie să vină cu un plan de afaceri, să explice pe terenul ăsta, exact când discută era ideea. Cu...
Păi așa, da, se întâmplă. Așa se întâmplă. Păi așa se întâmplă. Păi cum să se întâmple așa, domnule? Domnule, așa dar se spune că nu se întâmplă. De conform proiectului de hotărâre de Consiliul Local. Conform proiectului de hotărâre de Consiliul Local, așa domnule, se întâmplă. Dar... Se va scoate la licitație, că asta s-a votat. Domnule. Să fie scoase la licitație, să se dea drept de superficie unei persoane care vine și plătește o redevență de minimă, începând cu 0,06. Domnule Daru, tot... Domnule, sunt... Ce tot? Domnule Daru, citiți preambulul, citiți la... Am citit preambulul, acest proiect de hotărâre s-a modificat. Păi așa, am citit ce mi s-a pus în față, domnule. Ai, domnule Daru, hotărârea veche și păi trebuie era să... veche atașată. Păi lasă, domnule, proiectul, dar un proiect, păi proiect are referat de necesitate, are o groază de acte, da, în eu spate. Eu am citit tot ce mi s-a pus în față. Eu vorbesc deci pe ceea ai, ce mi s-a ai, pus în față. Ai posibilitatea, dacă ești în parteneria cu Partidul Social, să discuți cu viceprimarii, să se lămurească. Cu PSD. Domnule Daru, nu mai fiți absurd, că nu știu cine vă mai crede. Nu, dumneavoastră sunteți în parteneria cu PSD. Stați liniștit. Stau liniștit. Eu stau liniștit. Văd că stați liniștit. Stați cu PSD-ul liniștit. Știți în permanență. E deci, clar că legea spune foarte clar. Sunteți specific, în afara oricărei logici a exprimării, credeți-mă. Nu cred. Deci, haideți să revin, dați-mi un minut în care să încerc. Ok. Da, deci discutăm de un teren în care o investiție avea o anumită anvergură. Dacă vă duceți bine aminte, primarul Căciumaru spunea la acel moment că nemții vor angaja vreo 1000 de oameni. Da? Ei, asta era anvergura. Dar eu vă spun altceva și vă dau niște, să facem calcule împreună dacă vreți. Și cu 100 de oameni, dacă vine un investitor și dezvoltă pe acea zonă de 4 hectare și vinde o producție, da, aduce roboți, da, care... Dacă vine Boeing-ul, da, ascultați-mă puțin, domnule, dar fiți măcar, aveți un pic de bun simț. Dacă vine Boeing-ul, da. Așa, un pic de bun simț. Da, stați, da, și vine și face producție, să zicem, de 100-200 de milioane. TVA-ul la această producție de 20% are o cotă extrem de importantă care va intra în bugetul, da? Și bugetul Consiliului Local Târgu Jiu câștigă. Da, teoretic așa este. Bravo, felicitări. Păi și care ar fi problema? Marea problemă să aplicăm că, teoria în practică. Păi marea problemă este ia că nu s-a prevăzut asta în hotărârea de Consiliul Local fix ceea ce spuneți dumneavoastră. Asta a fost o modificare. Asta este marea problemă. Păi nici în veche nu este prevăzut, domnul Berca. Domnul, păi eu am citit-o că erau atașate deci dumneavoastră. Acolo sunt proceduri. În momentul care la licitație o să pun chiar pe se face caiet de sarcini. Se va face cum se va se face ca caiet de nu, local. Domnule, dar se face și explici deci, acolo. Caietul de sarcini poți când se va organiza licitația. Da. Se face caiet de sarcini. Păi eu nu voi participa la caietul de sarcini. Păi sigur că da. Eu nu voi participa la elaborarea caietului de sarcini. Eu nu voi participa la elaborarea caietului. Alții vor face. Și eu în Consiliul Local am votat practic, le-am dat posibilitatea celor care voi da posibilitatea celor care vor face caietul de sarcini să-l facă cum vor ei. Cum vreau eu. Păi sigur că da, asta era ideea. Și domnul Berca mi-a dat posibilitatea asta. De ce n-ați, nu știu, deci dați în primărie. Păi asta a fost scopul domnul Berca pentru care am pus problemele. Luați-vă un post acolo să urmăriți păi tot ce se întâmplă. Păi nu mi-am niciun post, dar eu sunt fac parte s-o faceți, dumneavoastră. Puteți să o faceți. Domnul Berca, dumneavoastră în calitate de consilier local, sunați dumneavoastră în calitate de partener, că sunteți partenerul lui Maia. De ce nu ați votat pentru banii la biserică? Nu am votat pentru că am spus foarte clar, se puteau aloca banii respectiv pentru elevi sau pentru școli și așa mai departe. Deci ați nu pot să aloc pentru... Da, sigur. Păi, sigur că erau pentru bani care se s-au constituit din fondul, din partea de buget alocată cultelor. Sigur, în niciun care caz, e 204 miliarde de lei vechi. În niciun spre caz banii ăia, dacă erau necheltuiți, unde sunt 20 nu se puteau transfera, pentru că e buget anual, nu se puteau transfera la școli. Da. Dar domnul Daru... Decât prin rectificare bugetară. Nici prin rectificare bugetară se putea. Domnul Daru, se rectifică bugetar anumite articole, nu se ia de la unul la altul. Ba da. De la dezvoltarea funcțională. Merge și vorbiți. Haideți, domnul Berca, se face rectificare așa cum vrea mușchiul nostru. Vrei să o faci, sigur că dacă vrei în Consiliul Local să o faci, despre ce vorbim? Păi da, sigur că bineînțeles. Atunci când rămân, nu cheltuiești bani. Care sunt restricțiile în ceea ce privește transferul de fonduri între domnul Berca, păi vedem în permanență cum se fac rectificări bugetare minus de la un capitol și cu plus la alt capitol, pentru că se ia de la un capitol așa, și de la alt capitol. Țineți-o păi așa este. Și faceți așa, păi în ceea ce este. Vă privește. Păi așa este. Dar lăsați-i pe domnul aia care Berca, știu. Păi habar n-aveți. Ce știți? Știți să fiți domnul, pe mână cu cei care ați fost și până acum? Eu sunt manager știți să fiți de pe mână cu cei cu care ați fost și până acum? Care am fost? Cu toți cu care ați fost până acum pe mână? Deci, tot cu aia sunteți pe mână și vreți să spuneți mie că nu știți. Sunteți pe mână cu toți care ați fost până acum în Consiliul Local, da. Dumneavoastră, vă bazați pe ceva când spuneți lucrul ăsta? Păi pe activitatea dumneavoastră, sigur că activitatea da. Activitatea mea, da, știți da. Activitatea păi mea de 4 ani? Sigur că da, m-am informat.
de ia, spuneți-mi câte proiecte de astea am făcut. Păi foarte puține, domnul Berca. Da? Și da. Câte? Nu exact foarte câte, dacă v-ați informat. Domnul Berca. Foarte câte? Puține ați făcut, spuneți-mi domnul Berca. Exact. Nu v-a prea interesat absolut deloc de oameni. Păi să vezi că v-a interesat. Păi nu v-a prea, prea interesat pe dumneavoastră de oameni. Asta vreau nu, să spun. Spuneți-mi câte proiecte, dacă interesa, câte proiecte de hotărâre am făcut eu. Dumneavoastră. Domnul Lădaru, spuneți-mi, vă rog, doar atât. Solicitat să fie construite ANL-uri cu destinație. 47. 47. Da, deci în 4 ani care. Unul singur a fost, nu de mine, niciun caz. Printre fost, inițiatori, Eduard absolut, Berca. Am avut un singur proiect inițiat de mine ca și consilier local în decembrie, în ianuarie, pardon, 2015, este acest proiect care a trecut acum, cel cu câinii, da? Cu modificarea regulamentului de funcționare a serviciului. Ăla a fost inițiat de mine și picat cu brio în ianuarie 2015. Dar care e scopul hotărârii aia de consilier local? Mai avem timp să vă explic? Sigur, da. Bun. Mai avem 5 minute și aș vrea să... Deci în anul 2014, în martie, s-a adoptat proiectul prin hotărâre de Consiliu, un proiect de funcționare a acestui serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân. Toate bune și frumoase, la momentul ăla, toată lumea a zis, ok, se rezolvă problema câinilor fără stăpân, numai că între timp, da? Eu personal am fost contactat de mai mulți cetățeni care mi-au spus, băi, la Lido, la autogara, am văzut câini adoptați care au fost, adoptați care au fost lăsați pe stradă. Și eu m-am dus atunci, cum este normal să faci, și am citit din nou regulamentul de funcționare, care nu prevedea niciun fel de atribut la nimeni, nici măcar acestui serviciu, dar rămite unei entități de control, cum este poliția locală, să verifice starea, stadiul, eu știu, existența acestor câini la domiciliul adoptatorilor. Și lucrul ăsta l-am spus în ianuarie, în cadrul primei ședințe. De ce s-au opus? Pentru că au spus toți consilierii PSD, evident cei păi care au fost... Păi și cum îi veți verifica la domiciliu? Nu, că nu e asta important de ce s-au opus. Cum, da, acum a trecut pestul, acum da, a trecut proiectul ăsta. Așa. De hotărâre. Eu vreau să vă demonstrez că e perfect inutil acest proiect de hotărâre pe care l-ați adoptat dumneavoastră. Ce se va întâmpla? Se va duce poliția locală, da, și va bate la ușă, da? Și va, sigur, întreba unde este câinele. Da, și trebuie să-l prezinte în arealul în care... Păi este plecat cu soția la plimbare. Poftim? Este plecat câinele. Bun, cu soția la plimbare. Bun, stă polițistul până se întoarce soția. Pe dracu, stă 3 ore până se întoarce, da, soția, domnul, de la plimbare cu câinele. Haideți, păi, domnul, adică, Berca. Iau, uite, domnul Berca, proiectul ăsta de hotărâre este perfect inutil. Este perfect inutil. Așa, deci este perfect inutil. 17, 18, oricum aveau atribuții votat, să verifice, oricum aveau atribuții să le verifice. Cine oricum aveau atribuții să cine le se puteau impune prin fișa postului de către primar, ce discutăm, păi, aici? Dacă nu există un regulament care ce să pui în fișa postului? Păi cum adică nu poți să dau atribuții de control poliției de poliției locale prin dispoziție dacă de către primar, dai ce și regulament de funcționare în sensul ăsta. Haideți, domnul Berca, suntem penibili, pe cuvântul meu. Sunteți penibili. Dumneavoastră sunteți penibili. Sunteți penibili, dar nu numai poliția locală, deci în afară de Gargare, nu numai nu poliția locală se duce. Adunați. Nu numai poliția locală se poate duce, ci se duce să-i verifice acasă, inclusiv asociațiile ăștia pentru câini. Păi ălea pot să dea amendă? Aveți dumneavoastră altă soluție pentru a stopa... Doamna, există prevederi legale să stopezi, să stopezi problema câinilor comunitari. Singura chestiune este ca primarul municipiului Târgu Jiu să dea dispoziție și să strângă toți câinii de peste tot. Asta e singura soluție, că alta nu ai de rezolvare. Îi cipezi pe toți și vezi fiecare... Păi asta s-a și stabilit acum. Păi nu s-a stabilit să fie cipați. Ba da, s-a spus că vor fi local... verificați câinii microcipați. Păi asta e altceva, dar nu... Exact în această hotărâre. Păi da, că vor fi verificați la domicilii. Da. Și doi, dacă trimiți ONG-urile alea care se ocupă de câini acasă la om, păi eu pot să nu-i deschid în baza a ce îmi bate ăla mie la ușă. Ce legătură are ONG-ul cu proiectul ăsta? Păi inclusiv pe ăla l-ați trecut acolo să-i verifice. Domnul Rădaru. Domnul Berca, vă iau domnul hotărâre Rădaru, de consiliu local și vă pun pe internet. Luați-o acum. Păi de luați-o acum. Nu se pomenește de niciun fel de organizație neguvernamentală la acel proiect. E bine, o să bun, vedem. Facem pariu, uite, problema de față cu... Facem pariu. Acel de la PMP a fost reducerea taxelor pentru terenurile extravilane. Da, sigur. Sau? Nu, pentru terenurile care nu sunt folosite, care nu au destinație rezidențiale. A, nerezidențiale, pardon. Da. Cu destinație nerezidențiale. Nu a trecut. Pentru clădirile, clădirile care nu au destinație. Bun, acum veniți la casă. Da, așa. Așa, nu deci este vorba despre reducerea, într-adevăr, a taxei. Absolut, am semnat acel da? Da? Înțeleg că dumneavoastră, cei de la PNL și cei de la PMP. Corect. Dumneavoastră, cei de la ALDE, da, vă aliniați? Pentru, sigur că da. Și ce se întâmplă? De ce nu a trecut?
Nu este prima dată. Nu este prima dată când a fost o propunere a unui consilier. A fost prima dată. Local. Eu am înțeles de cei de la PMP că au mai susținut și cu alte și alții consilieri. Nu, și alți consilieri în mandatul trecut și nu. Credeți-mă, alea sunt gogoși. Dar eu vă spun că a fost primul proiect depus de către un grup de consilieri, 7 consilieri, 5 de la PNL și 2 de la PMP, în care se solicită reducerea cotei de impozit aferentă persoanelor juridice pentru construcțiile cu destinație nerezidențială de la 1,5 la 0,46. Asta este, practic, propunerea noastră în ceea ce privește această taxă, această cotă de impozit. Aștept, când va fi următoarea ședință de Consiliu Local? Pe 20... Luna asta. Luna asta, evident. Parcă. Da, vor fi ședințele de comisie. Păi sper să găsesc proiectul pentru reducerea impozitelor. Adică o să fie. Să votez pentru. Fără discuție. Să votez pentru. Aștept fără discuție. De la PNL, sigur, fără discuție. Bun, eu înțeleg acum că la Consiliul Local se votează tot așa. Ca să ne vadă lumea, ne abținem de formă, ne... Asta e părat noastră. Nu? E părat noastră. O să vedem în continuare cum se comportă cei de la PNL. Suntem la final. Cum se comportă cei de la PNL, dar noastră aveți parteneriat, alianță cu Partidul Social-Democrat. Deci, în virtutea acestui fapt, ar trebui să ridicați frumos mâna. Mulțumesc mult de tot. Ridicăm mâna conform conștiinței unii dintre noi. Da. Dacă ai. Acționăm pe eu am, spre deosebire. La Consiliul Județean nu puteți avea prea multă conștiință cei de la alte, că păi vorba aia e... Una este când se lucrează, se stabilesc în comun și se stabilesc în comun anumite proiecte de hotărâre de Consiliu Local și alta este când vii și spui în voce o alianță și de fapt te aștept la ceilalți să fie niște sluți sau ceva de genul ăsta. Mulțumesc mult de tot. Am mai apărut un demagog. Eduard Lădaru. Domnul Berca, dumneavoastră sunteți așa o nulitate absolută, serios. Domnilor și domnilor, ne auzim mâine. Mi-ar părea bine să o împărtășească și astăzi 2-3 mii de oameni care...